Salutare fraților și bine ați venit la un videoclip. Bă, fraților, eu de aici, de la mine, de la căsuță, vă salut, fraților, bă, oameni buni. M-am apropiat cu mobila de bucătărie, aproape sunt gata, numai că problema stă în felul următor, m-a întrebat, trebuie să-și dau o de autofiletante ca să pui picioarele jos. La fiecare mobilier vine câte 4 picioare, la fiecare corp. La mobilierul cu 4 puicuri, l-am pus 4 picioare, o să vă prezint acum, înțelegeți, că acum sunt camera mea, asta va fi pe viitor camera mea, fraților. Încă e ziua afară, dacă aș fi avut cele 4 picioare, o să vi le arăt. Atunci, poate situația era alta, dar așa, uitați-vă, am pus mobilierul cu puicul, cu cele 4 sertare, am pus picioarele, vedeți? Picioarele astea negre. Vi le arăt aici, să-l vedeți. Uitați, astăzi. Și fiecare are câte 4 găuri. Vedeți? Și îmi trebuie autofiletante și nu mai am. Că eu dacă aveam, punem. Dau acolo, dau din coace. Pe urmă iară, tot așa. Până terminam. Aici sunt picioarele. Astea negre, le vedeți și dumneavoastră ce în cutie, bă, fraților. Deci, bă, fraților, cumva am terminat. Aici a sus vine chiuveta. Asta am pus de formă numai ce. Vedeți? Am pus numai de formă. Aici vine chiuveta. Îmi pare rău că trebuia să-mi dea prefeleu să astup aici în spate. Numai că e bine pentru mucegai, pentru ala că umblă aer mai mult din păreche. Bă, fraților, îmi pare foarte bine și sunt foarte fericit că cu ajutorul Tatălui Ceresc am ajuns ca să reușesc cumva, fraților, să montez camera de bucătărie. Deci singurel, nimeni nu m-a ajutat. Vedeți? Coptiile un pic ce mi-a ajutat, când nu mai veni pace, dar în rest eu singur am făcut, fraților, vreau să mă credeți. Am avut planul, e simplu de făcut, dacă te ajută capul și ești inteligent la minte, bineînțeles, eu sunt ușor la minte și repede prinde, nu e așa greu. Trebuie să fii foarte atent, să te uiți la plan și să dai, ei oricum când faci comanda, ei pun cochele, semne și ce trebuie și găuri și tu trebuie să te orientezi pe cochele lor. Dacă un pic ai greșit, atunci ai cu semnul întrebării, că trebuie să desfaci înapoi și dând mai multe găuri în melaminat, să nu-i cam așa bine. Eu am pățit aici undeva la ușile astea, acolo în ala de mijloc, și în găură trebuie să bag de asta, cum hârtie de asta, am făcut așa ca creanga, rotund, și am înghesat acolo. Am greșit. Am greșit că omul care lucră, știți dumneavoastră ce se întâmplă, omul care lucră, ăla greșește, care nu lucră. Ăla vorbește și nu lucră, înțelegeți? Și care lucră, ăla greșește. Că așa e situația. Foarte frumos, fraților. Vedeți, am vopsit ușile anul trecut, aici la cățuță. Bă, fraților, o să mură dacă mă mut aici și o să am musafir, o să veniți dumneavoastră. Serios, deci cu dragă inimă, o să mă vizitați. Chiar dacă ajungeți târziu, puteți să noptați la mine, deci nu-i problema. Am 3 camere, nu-i problema, fraților. Crescă numai 5 persoane. Deci dacă vine cineva, soț și soție și un copilaș are loc aici la mine. Mai trebuie să pui gresie, fraților, vedeți? Faianță, pardon. Deci aici au pus prostul proprietar, fostul proprietar, eu trebuie că e screpată, ăsta e adăugat, dau jumătăți, țigănime. Deci eu asta le iau jos și cumpăr altele, că nu-mi place. Ei au pus așa ce au avut, dar eu oricum, rămâne ăsta că îmi place, că bate cu mobila, vedeți, blatul. Că de-aia m-am orientat după ăsta și am făcut comandă, da? Oricum fac poză la faianță, am făcut deja și uitați, nici ăsta trebuie schimbat, e lovit. Deci care-ți lovit, le schimb, restul rămâne. Dar vreau să pui până în tavan și jos iară. Pun aici nici jos, în spate, la agresie.
că nu-l las așa. Și vedea și dumneavoastră, ne. Nu-i rostui, bă, oameni buni. Nu-i rostui să vede. Vedeți? Deci nu-i rostuit. Ăsta nu-i rost. Nu te supăra, fratele meu. Deci ăsta trebuie rostuit, bă, nu? Deci mie nu-mi place așa ceva. Deci nu-i rostuit, bă, fraților. Vă rog să mă credeți. Da. Să este unde e rostuit, este unde nu-i rostuit. Dar să dea de clar, pă, ce să mai povestim? Să dea de pe filmare. Că nu-i rostuit. Ne. Uite. Să vede pe filmare, bă, și mie nu-mi place așa. La bine, omul mi-a vândut casa, nu eu fac ce vreau eu, că i-am eu, vorba aia. Eu, normal că nu o să las așa, că o să schimb, care-s lovite, iau un vax, exact, să bată cu ăsta, că am făcut poze și o să mă duc la un depozit undeva într-un oraș de ăsta, ca Gherla sau Cluj-Napoca, și o să iau de acolo, fraților. Și aici, e bine cum o pus, eu mă duc până jos. Înțelegeți? Până jos și sus. De acolo unii și aici mă opresc, fratele meu. Înțelegeți, frate? Deci, bă, frate, eu aș fi onorat. O zis un domn, eu nu știu, cred că a vorbit aiurea sau eu nu pot să știu scopul, el și știe mai bine. Nu știu, nu mai țin minte. O să vine la mine, nu mai venit în veaj, bă, fraților. Dar el a crezut că, bă, omule, dacă tu te poți să te bagi la video și o să vezi. La mine poți să vii cu dragă inimă, bă, omule, că o să dau un plic de mâncare, Doamne, iartă-mă, o bere, o ce vrei, dacă vii pe weekend, îți dau o bere, dacă vii cursă, nu poți să-ți dau, că dacă conduci mașină, n-ai cum să bei să asta. Înțelegi? Eu nu sunt un deal de 2 lei. Ca să mă înțelegi, vezi ce am, dacă o să te bagi. Deci, am masă de asta cu blat securizat, dacă o să te bagi, vezi modelul, și scaunile ți le-am filmat, ai filmare dincolo, în camera mea aia mare. Da, și mai trebuie să luăm, aici trebuie să luăm un... Aici va dormi copilul, o să punem aici ceva carpetă pe perete, frumos, și aici o să punem un fotol de la care se închide, se deschide. Aici va veni un televizor cu plasmă în colțul ăsta, vom cumpăra ceva mobilă de aia, un mobiliar de ala așa colțar, semirotund în față cu colț, care să se încorporează așa cu colț, colțar de ala, pe care vine plasma și în față semi cu buclă, așa cumva, înțelegeți? Deci nu-i problemă, bă, fraților, bă, că le descurcăm, vedeți? Vedeți cum e casa de înaltă, partea de jos, nu-i? E 2 metri și, bă, frate, uite-te grigina ce jos, eu sus aici. Că partea de jos la mine e înaltă. Și partea de sus, de către stradă, e mai jos. Și partea de jos e mai înaltă, după cum e poziția, înțelegeți? Deci domnul ăla, nu mai știu mine, nu mai țin minte cum îl chem. Dacă vine la mine, bă, omule bun, poate mă au și te bajo, nu m-a supărat pe tine, numai că sunt oameni care vorbiți așa de bă, da? Când vorbiți un lucru, păi bă, ține de cuvânt, bă, ăla nu-i om, nu te supăra, care nu se ține de cuvânt. Bine, eu n-am nimic cu tine, că nu m-a supărat că n-ai venit, dar chiar tu ai promis și ai scris comentarii, nu eu, eu nu te-am tras de mână. Uitați cum apare, bă, frate, foarte frumos. Înțelegeți? Eu mai aproape. Uitați ce frumos se vede. Bate cu gresia. Trebuie să mai completez gresia, să pui pe parete, o să vă mai prezint de aici. Bă, fraților, cam atât. Modelul la masă l-ați văzut. E cu blat securizat de sticlă. Bă, fraților, cam atât. Pe ziua de astăzi, eu, Viorel, viața și munca la țară, așa cum se cheamă canalul meu de YouTube, eu de aici, vă salut și până data viitoare să auzim numai și numai de bine. Doamne ajută, fraților, o seară frumoasă să aveți!